intră în universul Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro. Bună seara, națiune, Eric Sef, și bine v-am regăsit în această seară de miercuri, așa cum v-am obișnuit, de la ora 20, cu super invitați ca de fiecare dată, iar în această seară îi avem invitați pe nimeni alții decât câștigătorul, bam, 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 Sorin Comșa și finalistul Alexandru Gorzica. Vă salut, mă bucur să vă revăd, mă bucur să vă văd cât de cât reveniți de traumele suportate din gala Eric Sef Slap. Care este starea voastră de spirit în prezent? Și aș vrea să încep aici cu Sorin. La mine e bine, nu am nimic. Am un pic ochiul și eu sunt pe antrenamente. În pregătire. Eu sunt acasă, mă relaxez, ies la restaurant, mănânc. Ai început ușor să-ți revii viața de om normal, să zic așa. După ce, cred că ai stat câteva zile în casă, nu? Da, am stat cât mi-am făcut tratamentul, vreo 5 zile. Da, bine, n-am stat doar în casă, dar am fost un pic... N-am putut să mănânc gen cu sare, cu din astea, cu condimente, până mi-am făcut tratamentul. Așa de grav a fost? Păi nu, dar am luat niște antiinflamatoare din alea în care dacă mâncai sare, știi, te umflai de la ele, gen, dacă mâncai cu sare. A, și poate nu erai de ajuns de umflat încât... Da. Alexandru, care este starea ta de spirit după ce ai pierdut o finală foarte frumoasă cu... Zic, cum a zis și domnul Cezar Gheorghe, e greu pentru mine, pentru că sunt obișnuit numai să ridic mâna în sus și să mulțumesc că am câștigat. Da, eu am venit cu altul de ei, sunt sportiv de performanță, practic, exact. Mi-am iau kickbox-ul și grappling-ul la rang de artă, cum se zice la noi. Și destul de greu să mă bat un copil care, n-a practicat nimic, ca și vine, adică un om obișnuit. Pe ce este vreo diferență? Pentru mine a fost grea înfrângerea pe partea aia, pentru că de-aia am și lungit-o un pic pe partea de online, doar pentru reclamă, dar mulți mi-au dat cu hate, maxim. Ce am zis și la Sorin, mulți ne înjură, mulți ne apreciază. Asta e România și nu suntem nici primii și nici ultimii, n-o să fiți care veți fi apreciați și înjurați. Știi cum e? Dacă ești apreciat, automat ești și înjurat. Da, da. I-am explicat și lui ce vreau să vă explic și vouă. Nu mi-a fost milă de Sorin, omul Sorin. Mi-a fost milă de faza în sine, ce s-a întâmplat, pentru că s-a dus la un nivel unde eu nu mai vreau să continui. Mi s-a părut prea mult. Pentru mine prea mult, că deja mă umflasem și eu. Și mi s-a părut prea mult și pentru el, că era foarte umflat. Când a intrat cu mine, n-a fost în halul ăla. Da. Era umflat, dar nu în halul ăla. Din cauza mea, de la loviturile mele, i s-a umplat și tâmpla, i s-a închis ochiul și mai tare, s-a umplat și mai tare. Și atunci eu n-am mai vrut să mai continui pentru mine. Să înțeleagă toată lumea. Nu dau vina pe nimeni, nu-mi caut scuze. Da, pentru că cam așa s-a și pus problema. Bă, cum un luptător poate să spună că mi-a fost milă? Lumea n-a înțeles treaba asta. Da, am văzut și după Sandu Lungu m-a luat un pic la rost, dar trebuie să înțeleagă, pe mine nu mă fac cei 5.000 de euro. Câștig din sportul ăsta destul de bine, sunt plătit deja pentru ceea ce fac. Am un loc de muncă stabil, nu îmi caut
Adică nu am venit să câștig aici. Adică eu am luat tot în deredere, în joacă, în glumă, în să fac reclamă, pentru că am văzut că voi Las Vegas și tot faceți chestia asta, adică faceți chestia asta de show. Eu am crezut că așa deam și râs, deam toate chestii. Ușor. Nu te-ai gândit că te lovești de un băiat ca mine care o să stea să-ți reziste la lovitură? Nu m-am gândit niciodată că o să-l am pe Sorin care o să ducă 20 ceva de pame și nu o să chiar mă uitam, că am fost prezent la gală, mă uitam și băi, era în mintea mea să crease treaba asta. Zic, mă, cât mai rezistă? Că a avut cel mai greu parcurs din seara aia, a avut cel mai greu parcurs din acea seară, și a încasat undeva la vreo 25-23 de palme, să nu exagerez. Da, vorbim de versus care totuși e greut și omul ăla. Nu vorbim de un... Deci dacă îl prindeam eu, poate se schimba și pentru mine direct. Exact. Și diferență mare și de kilograme. Nu e chestia asta, dar oricum nu renunțam. Atunci nu renunțam. În final a fost și a fost, am zis că na, e finala... și ăsta, dar dacă prindeam cu nu, poate nu renunțam nicio, dar mi-era mult mai greu să continui în sus. Și să-l fi prins pe Sorin cu 10 palme, era și mai greu. Dragii mei, așa cum bine știți cei care ne urmăriți aproape în fiecare miercuri seară, voi cei de acasă puteți să ne adresați întrebări live chiar în chatul de pe YouTube, iar noi le vom adresa la rândul nostru mai departe invitaților noștri, așa că vă rog să începeți cu întrebările pentru cei doi. Și avem o primă întrebare din partea lui Alexandru pentru Sorin. Dacă ar accepta o luptă în cușcă? Da, am mai răspuns la genul ăsta de întrebări. Aș accepta o luptă în cușcă, dar deocamdată nu pot, deoarece vreau să mă operez la genunchi, deoarece am rupt ligamentul încrucișat anterior la genunchiul drept și am nevoie de operație. Nu pot să lupt în cușcă, acum trebuie să fac vreun an de zile recuperare și după. Știu ce înseamnă asta. N-am pățit, dar am jucat 21 de ani de fotbal și am avut colegi care au avut probleme de cu colateral și încrucișat și meniș, e nasol și recuperarea e foarte grea. Eu pe această cale îți doresc multă sănătate, operație reușită și să-ți revii cât mai repede, pentru că ai nevoie, cu genunchii nu trebuie să te joci. Nu. Eu vreau să vă mai rog pe toți susținătorii mei și alu Sorin să nu mai încercați să scrieți prostia aia, să mă vedeți pe mine cu Sorin în cușcă, pentru că nu se va întâmpla niciodată. E vorba de greutate. În al doilea rând, e vorba și că eu deja mă bat acolo, pentru mine e ca a doua casa mea. Nu și-ar avea rost lupta asta, în gen doar pentru distrugere sau pentru, nu știu. N-am nimic împotrivă dacă Sorin vrea, dar eu sper ca el să fie coștine că n-are rost. Eu n-am nicio problemă. Uite, Sorin, ai devenit într-o simplă persoană, datorită acestei gale și câștigător al acestei gale Eric Sefslep, ai ajuns o persoană vizibilă, ai ajuns, să spun, o persoană publică. Ți-a crescut notorietatea în mediul online și în mediul înconjurător această gală și centura pe care tu o deții în momentul de față? Nu pot să zic, eu mă simt exact ca înainte. Am crescut puțin în ochii lumii, adică mă recunoaște lumea pe stradă, mă vede lumea, dar între prietenii mei și ăsta, eu exact la fel, exact ca înainte, nu mare schimbare. Alex? La mine, în afară că toată lumea, adică eu lucrez și la un club unde lucrez agent de bază și toată lumea mă felicită, toată lumea... nu știu cum să zic așa, mă într-un apreciază. Fel, cum aveam chestia asta și înainte când mă felicitau pentru meciurile de MMA, dar de când cu chestia asta, bine, toată lumea zice că nu-s normal, nu se bagă unul normal la așa ceva. Și eu pot spune treaba asta. Toată lumea și al doilea lucru, toată lumea mă felicită, toată lumea se comportă un pic altfel, știi, m-a dus un pic de mai mult decât aveam. Uh-huh. În sens de bine, nu pot să zic că de rău. Și... multă lume mă felicită și că am renunțat. Să știi, foarte multă lume de afară, încă o lume de afară care mă cunoaște din Slovenia, unde am avut ultima gală în armata, ce au făcut și cu Heroes acum, foarte multă lume de acolo m-a felicitat pentru că mi-am dat seama că trebuie să renunț.
E important să știi și să renunți și probabil n-ai renunțat, așa cum ai explicat de foarte multe ori, nu că ți-a fost milă, domne, de adversar sau așa mai departe, că luptători știm cu n-am treabă, eu, nu există milă de adversar. Era, pe capul meu, dacă era așa să continui, mai loveam. Problema a fost faza în care nu înțelegeam de ce nimeni nu-i spune că, bă, trebuie să ne oprim pentru că nu e ok să... Adică și dacă mi se spunea, bă, nu câștigi că n-ai cum pentru că el nu renunță, dar trebuie să vă opriți. E ok. La mine aia a fost, m-am zis, nu am nimic cu sora, Doamne ferește, pentru mine oricum nu vine să cred nici în momentul de față cât a pus să duc. Cumva le dai cum că tot până la urmă ai renunțat că ți-a fost milă de mine, frate. Nu de milă, ți-am zis, de faza aia în care era milă, cum arătai. Mie mi s-a părut că eram ok, oricum eu eram ok psihic, nu aveam probleme, doar că mi-era inflamată fața. Ți-am zis, eu asta consider eu atunci m-am oprit eu. Eu ți-am zis, nu-mi caut mie scuze. Doar zic ce am simțit eu pe momentul ăla. Cine știe ce, cum îi... Când simți ceva, eu aia am simțit să fac. Și aia am făcut. Uite, avem o întrebare, avem o întrebare pentru Sorin. Dacă te înscrie în... Dacă ar urma să te înscrii și în Power Slap League. Dacă ai Power auzit. Slap. Am auzit ăsta de la Dana White, da, m-aș înscrie, dar aș aștepta să vedem, oare nu mă cheamă ei pe acolo cumva. Da, e și asta o variantă, ca e posibil, nu știu ce să spun. Na, deocamdată faci parte din RXF. Până la, normal, până scrie, la da, m-aș scrie și la Power Slap până, în America. Până la Power Slap, cred că e destul de lung drumul, adică... Da. Ce urmează, ce urmează pentru voi? În viitor. Apropiat, îndepărtat, cam ce v-ați propune așa din punctul ăsta de vedere? Tu ca și câștigător, Sorin. Eu ce să-mi propun? Eu tot ca înainte nu mi-am propus neapărat ceva. Am zis că să stau să văd cum evoluează lucrurile de aici, de la nivelul ăsta la care sunt acum și... Nu știu, dacă nu merge cu treaba cu luptele și ăsta, ne căutăm un job, muncim, ne vedem de viață. Ai acceptat și o viitoare luptă în cușcă? Da, normal. Și care ar fi așa? Uite, să mă aflu aici lângă cușca RXF, unde mâine seară la ora 20, vă anunț pe această cale că mâine seară de la ora 20, dragii mei, vom avea a doua gală Next Fighter și voi o puteți vizualiza doar pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube, așa că vă îndemn să apăsați clopoțelul, să ne dea subscribe și să apăsați pe like, pentru că doar așa veți afla ultimele detalii și să vă ținem la curent cu cele mai tari știri. Iar mâine seară vom avea, așa cum spuneam, gala RXF Next Fighter 2, unde cei care vor face cele mai spectaculoase meciuri și vor și câștiga, se vor bate în gala din 21 februarie. În viziunea ta, așa, cam ce adversarii ai vedea pentru tine, Sorin? Pe cine ai în minte, așa, momentan? Îți spun sincer, nu, eu nu am pe nimeni în minte, nu îmi place să... Că am văzut că se practică asta cu provocările, cu astea. Nu, mie nu-mi place să fac provocări nimănui. Dar spun sincer că nici nu mi-e frică de nimeni, gen, adică pot să mă bat cu oricine. Indiferent că câștig sau pierd, nu o să dau înapoi. Oricum, lumea, oricare ar accepta să gândește de două ori înainte, că a văzut rezistența ta la palme și... Alex poate să confirme, bă, când te bați, mai ai o eschivă, mai dai, mai ții o gardă, mai una alta. Bă, dar la palmele alea să stai să le încasezi în halul ăla și să le duci? La prima palmă, nu știu dacă ai văzut la mine, la prima palmă, mi-o cam amețit gândurile primul, pentru că n-am știut cum să o iau, n-am știut. Era prima dată când iau ceva în barbă fără să fac mână, un cot, un număr, o bărbie. Exact. Nici nu mă așteptam și era și omul ăla destul de mare primul la mine. Da. Da. M-a trezit. Mi-am dat seama când am ieșit afară, nu știam unde sunt. Zic, stai că sunt la... Sunt la un alt concurs. Mi-am amintit când am ieșit, bă, sunt aici, stai că cum știu unde sunt. Dar e un pic nasol. Uite. Față de asta, cum i-am și zis la Sorin și când ne-am întors la cazare, aș vrea să-l văd în cușcă. Chiar aș vrea să-l văd în cușcă, uite, că oricine. Că tot spui de cușcă, chiar tu, uite, aveam o întrebare pentru tine, dacă ai accepta o luptă în cușcă cu Sandu Lungu? Oricine. O întrebare din partea lui Vasile Mocan. Oricine, la orice oră, oricând. Îl stimez foarte mult și respect foarte mult pentru ce a făcut pentru România, dar ca Sorin,
Mă bat cu oricine, oricând, la orice oră. Și cât timp chiar e și cu făcut standul legal? Lung? Chiar așa și cu standul lung, fără niciun fel de problemă? Nu, nimic. Na, nu știu, sunt la un nivel unde nu mai țin cont de nimeni. Având în vedere că ai și o greutate, ești cât de cât apropiat de el. Adică când m-am apropiat la greutate și în al doilea rând, mă zic sincer, nu vrei să știi cum am arătat din ultimul meu meci, unde nu m-au mai lăsat doctorii să continui. Am avut și sprânceana și obrazul spart, sut. Nu m-au lăsat doctorii să continui, că eu continuam. A tocat bine băiatul ăla, să înțeleg. Da, a fost unul dintre cele mai grele meciuri ale mele, dar dintre cele mai plăcute. Totodată. Uite, mai avem o întrebare pentru tine. Tu, fiind un luptător, consideri acest concurs un sport? Nu îl consider sport. De ce? Nu are cum să niciodată un sport. Pentru că nu poți să-l consider o luptă. De ce? Într-o luptă te aperi. Sau lovești și tu în același timp. Așa stai și încasezi. E o distracție, e o chestie de, dacă vrei să faci, o nebunie pentru fiecare. Da, e un sport când facem niște reguli. Dacă ne uităm un pic afară și ne uităm ce reguli au ei, au 4 lovituri. 4 lovituri de fiecare, se face media și se dă câștigătorul. A, și consider că, din punctul ăsta de vedere, în gala noastră a fost cam fără reguli. Nu, fără. A fost mult mai bine ca tura trecută. A fost de 10 ori mai bine ca tura trecută. Am înțeles. Știe și Sorin, am vorbit și cu Sorin de tura trecută, s-a văzut cum s-a câștigat tura trecută, de ce a câștigat, cine a câștigat. Uh-huh. Na. Adică, s-a văzut că a încercat și tura asta să facă aceleași chestii. La noi a fost pe față, nimeni nu și-a băgat barba în piept, nimeni nu a dat cum a dat, toată lumea și-a asumat loviturile. Da, eu mi le-am luat în plin, el și l-a luat în plin. La noi nu mai avut nimeni ce să zic. Că, na, ne-am mai mișcat noi un pic sau asta. Este inevitabil, este reacția corpului și na. E reacția, pentru că și el, când multă lume vine și îmi zice că a dat și s-a mișcat cu tot corpul. Păi, e normal că, până la urmă, nu sunt de stat în viață. Na. Trebuia să vă ținem în frânghii ca să nu vă mișcați, să vă băgăm între scânduri, așa. Nu poți. Și dacă ar fi să vorbim din punctul ăsta de vedere, eu sunt imparțial și o persoană destul de directă și corectă, este cam singurul om care a participat în această gală și era singurul murdărit pe umăr. Dar asta e altă poveste. De cine zici? Nu mă refer la tine, Sorin. Cred că v-ați dat seama și voi. E o persoană care a fost... Da, câștigat o gală de tot în genul ăsta, iar când a venit aici, toată lumea îl vedea ca și favorit. Bine, să câștige această gală. Aici, două persoane au venit acolo și ne-au luat la mișto și la intimidare și la pe toți. Eu n-am stat să ascult. Tu ai fugit. Erau foarte sigure când au intrat. Wow, rupem tot, facem. Și când am început noi să dăm... Și ca drept dovadă, a fost descalificat pentru că, în viziunea mea, acel băiat a fost singurul dintre voi care a urcat în cușcă și a stat la masă aia, dar era și singurul murdar pe umăr de pudră. Da, și plus că își băga bărbia în piept. Bine, asta e discuții care oricum, zic sincer, o să pornească și mai mult hate împotriva mea, oricum. Dar nu, ăsta e adevărul. Cei care vor să dea cu hate, îi rog eu să se uite la meci, la meciuri și să vadă foarte bine că el, în loc să stea așa, mai făcea de aici, mai făcea de aici. Adică da, sunt chestii care, da, oricât ai vrea să te scuzi, nu poți să te scuzi, știi? Dacă vrei cât de cât să vii aici, trebuie să fii și un pic, ți-am zis, un pic dus de acasă, că îți trebuie un pic de trie, de caracter. Ori să fii un pic dus, ori să fii, nu știu, beat sau ceva, că nu e. Dar nu știu dacă e bine. Să stai să vină unul să-ți facă așa în pată de vă 3-4 ori să te uiți la mâna lui, nu. E cam greu, într-adevăr. Trebuie puțină tărie așa de caracter ca să poți să stai să te faci. Adică și eu mă uit cu greu la fazele mele și mă gândesc, băi, cum am stat. Cu tărie de caracter. Caracter de un oameni puternic, adică nu s-a pus problema. Uite. Bine, da, știi, dai seama, și premiul a fost destul de frumos, te-ai gândit la banii ăia. Automat. Nu poți să... Na, m-ar bate Dumnezeu să zic că nu era frumos să iau și eu. Nu te influențezi. Nu, cred că nimeni nu poate să spună, domne, nu m-am gândit la bani sau că nu m-am influențat acei bani. Nu poți. Pentru aia ai venit. În ultimul moment cu Alex, chiar nu m-am gândit la bani.
La cât acap aveai, cred și eu că nu te mai, cred că nu te mai gândeai la bani. Oare nu mai renunță? Zic, hai să vedem, renunță. Uite, întrebare pentru tine. Primele mele lovituri au fost în forță, într-adevăr. Primele mele lovituri au fost în forță și am vrut să câștig. Dar după aia, după ce am văzut că el tot continuă, deja nu mai puteam să dau și deja a început să mă amețească. Pe la 6-7 lovituri m-a amețit ca lumea. Mai lovit de fiecare dată mi-e dat tare, nu? Eu nu știu dacă una sau două, dacă mi le-ai prins mai ușor așa. Și una aia nu, când m-am... Nu, poți să te uiți pe filmare, să vezi diferența dintre primele și cum evoluează. Și chiar la ultima, chiar trebuia să lovesc și atunci mi-a venit așa dintr-o dată. Zic, nu, mai bine. Da, și la urmă alea, la tâmplă, pe aici, deci eu n-am simțit cum ai fi dat, să fi dat încet. Uite, Alex. Oricum, pentru fazele astea, oricum ai dus foarte mult. Eu mă bucur, frate, nu știu care ar mai fi dus în halul ăsta, cum a dus Sorin, dar na. Alex, uite, la început, că tot vorbeam de tăria palmelor, care a dat, care a luat, la începutul galei ai avut așa o atitudine, pot spune, de sus. Ți-ai privit adversarul de sus și ai râs. Asta fac. Și ai râs. Și zic de ce? Au fost palmele cam încete. Și că ți-a dat încet, că nu prea... Ai dat impresia asta că, domne, nu le simt, că... Da, pentru că fac chestia asta și în meciurile de MMA și peste tot fac psihologia inversă. Păi da, dar uite că sunt împotriva potriva ta psihologia asta inversă. Sorin, am putut pentru că, na, așa e. Nu e așa ușor la cap. Vezi, Sorin, dar ai demonstrat că ești mai tare de psihic. Îmi lovește și încep să râd sau îmi las mâinile jos, mă duc spre el, îl chem la bătaie, fac să-l comunizez pe el, ca el să vadă că e, chiar dacă sunt afectat, că nu pot să zic că nu m-a afectat. Nu are o palmă ușoară, oricum. N-are? N-are o palmă ușoară. Deci chiar dacă ai râs la începutul palmelor, le-ai simțit? Da, nu, n-am de ce să mint la chestia asta, le-am simțit. De simțit le-am simțit. Nu au fost la fel toate, dar le-am simțit. La final, ți-am zis, la final a început să mă amețească, deja obrazul meu era afectat, începe să mi se umfle, începea să mă enervez, am început să mă enervez, la un moment dat am început să transpir, lumea au zis că am plâns, n-am plâns, doamne no, ferește. Nu se pune problema de așa ceva. Oricum, tu ai intrat... Era plin de sânge și spar tot, da? Tu ai intrat foarte încrezător pe tine, să vedea atitudinea ta. Și la un moment dat, la a treia sau la a patra palmă dată de Sorin, deja a început să realizezi că palmele tale n-au niciun efect asupra lui, pe tine au început să te afecteze palmele lui și a început, mamă, instant a început să transpiri așa, bum, dintr-o dată, știi? Am început să mă enervez. Când mă vezi că transpir, mă enervez. Deci dacă să mă mai vezi printr-o gală că transpir, să știi de la mine, mă enervez tare. În momentul ăla, camerele și oamenii din jurul meu m-au abținut să nu reacționez altfel. Adică mi-am dat seama că sunt într-o gală, sunt undeva televizat, nu trebuie să fac nimic, ieși din comun, eu acolo și sunt acolo cu un scop, n-am venit să mă cer cu nimeni. Uite, întrebare... Pentru că la un moment dat Sorin a lovit de vreo 3 sau de vreo 4 ori după al meu, adică involuntar, poate n-am, pentru că era o distanță foarte mare, el tot mă punea să mă plec, standu, pentru că el n-ajungea la mine și atunci el băgându-și corpul, mă atingea și cu podul palmei și începea să mă scâche deja. Inevitabil și ție ți-au scăpat câteva palme cu podul palmei. Dacă îmi dădeam mai sus un pic în maxilar sau în proteze, cum era proteza, era ok. Dându-mi jos, începea să mă doară. Și atunci deja începeam să mă enervez. Cred că ai tăria de caracter să recunoști că inevitabil ți-au scăpat și ție câteva poduri de palmă. E o chestie pe care poți să o faci controlată, dar... În afară că i-am dat peste tâmplă cu palma aia, neintenționat mi-a alunecat, mâna mea mai mult de atâta nu a intrat în față. Și se vede pe toată filmarea că mi-a relasat de lung unde am sângele pe mână. Mă refer, uite, nu mă refer neapărat la meciul cu Sorin, dar mă refer pe parcursul galei. Ți-au scăpat palme și mi-a dat chiar la unul dintre oamenii cu care am mers acolo... I-am dat fără să vreau la... Wow, ce lapsus am... La Busuioc. Eu cu el am venit de la Timișoara acolo. Uh-huh. El m-a lovit, mi-a dat în gât, pentru că la fel n-a ajuns ca Sorin, că e tot mic de statură. Și eu când i-am dat, am întins mâna mult mai tare și am dat cu podul palmei. Da, dar fără să vreau. Adică i-am și zis să doară. Bă, zic, dacă îi... Bă, ăsta, că eu n-am vrut să te lovesc. Zic, serios, nu... Da, tocmai că... Și are lumea...
cum îi aperează o chestie că eu i-am spus lui să renunțe sau el mi-a zis mie că să-i dau bani să renunțe sau nu știu de unde, chestie de genul că ăsta, nu avem nicio înțelegere. Eu nu mă cunosc cu băiatul de respectiv decât din oraș. El ne-am cunoscut la gala asta mult mai bine, în rest nu. Respectul meu e pentru el, m-a ajutat și pe mine, m-a dus acolo la București. În rest nimic mai mult de atât. Uite, întrebare pentru Sorin. Vei mai continua să lupți în RXF Slap? Da, probabil o să particip și la concursul următor. Nu cred că probabil, mai mult ca sigur, având în vedere că ești campion, trebuie să-ți aperi cetura, știi ce zic? Mă gândesc că nu-s chiar obligat. Nu știu ce să zic. Eu n-am văzut un campion care să nu fugă de bătaie. Păi asta, pentru treaba asta mă gândesc și eu că o să particip. Înțelegi? Adică ești obligat, practic, într-un fel sau altul. Să vorbim cu voi, cu RXF-ul și să vedem. Tu, practic, într-un fel sau altul, dacă ar fi o următoare gală RXF Slap, mai, aprilie, când o fi să fie iunie, iulie, tu cam trebuie să fii prezent acolo că ești campion. Trebuie, n-am ce face. Eu n-am văzut ca o echipă de fotbal să ia campionatul și în sezonul următor să nu joace. Eu n-am văzut o echipă de fotbal care să ia campionatul și sezonul următor să nu joace că ei sunt campioni. Mataci. Nu fugi, că n-ai unde să fugi. Aia e marea deci problemă. În proporție de 90%, da, o să mă vedeți la și la următorul concurs. Chiar o să te operești, nu o să poți să dai seama că să-ți fie greu un pic. Da. Alea sunt situații medicale, dar să... Nu, că aia, dacă mă operez acum în 2-3 luni, o să pot umbla cât de cât, dar nu pot să forțez piciorul, gen, o să fie bine. Nu pot participa. Pot să particip la... Alex, la Alex, cât de tare îți dorești o revanșă cu Sorin din punctul ăsta de vedere? Nu prea mi-o doresc. Atâta timp cât ai spus nu prea, eu cred că există acolo un gram care e destul de important din punctul ăsta de vedere. Da, am un gram de nevastă acasă, căci cred că o să-mi dea două cuțite dacă o să mai vin așa. Știi, și nu cam vreau să mă mai... Că... Na. Adică și așa a fost împotriva să mă duc. Mi-a zis că destul fac ce fac și zilnic la antrenamente și toate chestiile de genul. Eu fac zilnic antrenament de luni până vineri, inclusiv sâmbătă alergare și atunci, na, nu prea îi convine când mă duc la extra din astea în care nu am nicio, n-am mai fost niciodată și nu pot să zic că mi-a fost ușor. Chiar mi-a fost o experiență nouă, a fost o chestie nouă pentru mine, am văzut cum e, nu știu. Dacă mă voi înscrie și tura viitoare, e clar că o să-l prind pe Sorin tot în finală, că... Păi noi doi, cam greu o să ne dea cineva jos de acolo. Uite, tot întrebare avem pentru tine, Alex. Dacă se va băga la RXF Slap, dacă te vei băga la RXF Slap cu Lucian Silviu Croitor. Nu știu cine. Nici eu nu știu. Întrebarea din partea lui Liviu. Această oricine întrebare. În viața asta... Două mâini, două picioare să aibă și să respire. La orice. Sorry. Nu o să dau piciorul la nimic. Eu vă accept orice. Ceea ce și-mi doresc să lupt și în RXF în ăsta. Dacă va vrea cineva să lupte cum a vrut acel domn, acel om, află Mihai, a vrut să lupte cu un sportiv de performanță. I-am scris în privat, am scris pe Messenger, am scris pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok. Am scris la domnul Pitbull să-i zic că... Mai avea puțin să-i las scrisoare în cutia poștală. O să mă duc la București și o să merg și în sala în care se antrenează sau la Iași, unde, ca să-l provoc și acolo. Dacă la Iași, la Iași se antrenează și știi foarte... Cred că știi sala, nu fac probleme de așa ceva. Da. Cred că știi sala. Sorin, dacă ți s-ar propune o revanșă, ți s-ar oferi o revanșă din partea promotorului cu Alex... Mie este să-ți ofer o revanșă. O revanșă, un meci, revanșă pentru Alex. Ai accepta? Aș accepta, mai ales că o să încep și de la zero și nu o să mai intru cu el gen cu 10 palme, 13 palme la activ. Revanșa asta s-ar face, doar dacă s-ar lua în considerare un regulament de ca afară, ca asta. Eu aș face revanșă. Dar să ne dăm iară până
să ne facem atâta în cap, eu zic că nu are rost. Că e clar ce regulă ai vrea tu să fie impuse? E clar că niciunul dintre noi n-ar renunța până la leșin. Și, bun, dacă ar fi vorba de o revanșă, ai vrea și un regulament, ca să nu se mai întâmple problema asta, că, uite, așa cum ai spus da, acum, n-ai mai renunța încă o dată. Extraordinar de bun, prompt, și a fost un om care l-a pus în valoare. E ok, e foarte ok față de tura trecută. Vorbim de prima gală unde poate n-a fost nici chiar așa. Regulamentul ce va fi nou va trebui pus cumva în felul, bă, ai dat 10 palme, hai facem o medie, vedem că l-a afectat, vedem cum arată, punem 2-3 arbitri, se face un scor. De câte ori l-ai amintit? Cum arată? Cât eu lasă să revină? Uite atâta, tu ești câștigător. În cazul ăsta ar trebui să se facă luptele pe categorie, genales, că niciodată nu o să pot să dau eu la fel de tare ca tine. Cu bă, să nu uite că mai cam amintit. Deci eu zic sincer, mai cam amintit și la kilogramele tale. S-a și văzut când, dacă te uiți pe filmare, pe la 7-a sau 8-a palmă mă duc să-mi dau cu calciu pe mâini. Și cam îmi tremur așa un picior. Nu amândouă, dar unul. Cam nu se ascultă de la lant. Da, așa e destul de tare, dar totuși tind să cred că forța ta e mai mare ca a mea, gen. Dar nu știu, eu zic de regulament pentru că eu n-a. Deci la așa ceva să vin să-mi dau până leșin n-aș mai vin. Și ce regulă ai vrea tu să se impună din punctul ăsta de vedere? Nu știu, orice regulă la care să nu mai ne omorâm atâta. Adică, sincer să zic, am stat cu fața și mai am un pic o umflătură aici din cauza că am o măsea stricată, că, din nou, vreau să clarific ceva, sângele din gura mea ce l-ați văzut, am o măsea de minte în care Sorin m-a lovit cu palma, mi-a dat un obraz, obraz mi s-a tins de acea măsea de minte care e stricată, mi-a tăiat obrazul, de-aia aveam sânge în gură. Nu că mi-a spart Sorin un dinte sau ceva. S-ar sparge mai repede de la coate și de la pumni în gură. Uite, avem din partea Dariei o întrebare pentru tine, Alex. Dacă te vei băga în gala Eric Seslep cu Kirin Alexandru? Eu zic sincer că nu știu cine sunt. Bine, oricum am și o, nu știu, pentru eu așa consider o boală. Dacă nu-l văd în ochi, nici nu știu cum arată. Îi uit numele instant. Adică trebuie să fie o persoană importantă pentru mine ca să-i țin minte numele. Cred că toți facem. Sau să se întâmple ceva cu ea. Poate îl cunosc, nu știu, poate nu-l cunosc. Eu m-aș băga cu oricine. Da. Cred că toți avem treaba asta și chestia asta de a uita anumite nume sau... A nu, dar e importanță, pur și simplu, dacă nu... Eu nu prea dau importanță, tu îți dai seama cu câte lume mă văd zilnic, mai ales la sală, pentru că la fiecare 2-3 săptămâni am băieți noi care vin la sală, că eu în prealabil cu maestrul meu și antrenez. Adică da. Mă lasă pe mine să fac încălzirile, să-i pun eu să-și fac un alt exerciție și ăsta și la 2-3 săptămâni mi se schimbă, tot mai vin alții. Păi atunci să-i țin minte pe toți. E greu. Nu pot. E un pic greu. Și atunci încerc să-mi țin memoria doar cu persoanele importante sau cei ce m-au ajutat cu ceva sau s-a întâmplat ceva în viața mea cu ei. Bun. Sorin, da. Pe 21 februarie vom avea gala Next Fighter, vom avea gala RXF 43. Cum vezi această gală? Cu nume mari din industria muzicală, artiști? E o gală interesantă în care meciurile sunt foarte genuși. Nu poți să pui să zici că câștigă cineva sigur. Și ai ce să vezi acolo, gen. Adică o să fie show, o să fie spectacol. Băieții, am văzut că majoritatea se antrenează foarte tare, trag tare la sală, se duc la sala de box, se antrenează. Adică sunt hotărâți, sunt puternici, sunt mari. Și asta, să simt, chiar... asta cu sunt mari nu e neapărat un avantaj. Da. Nu e... Cu cât mai multă masă musculară, cu atât mai greu te miști. Dacă dai meciul pe slow motion, s-ar putea să cam stai pe loc. Dacă ai masă mare musculară. Dar mare au și forță, gen. Da. Forța ca forța, dar și viteza e importantă. Uite, avem aici un luptător profesionist care, într-adevăr, e mare. Dar... Da, el poate să zică mai bine ca mine, că eu nu. Zic sincer, am avut meci la Deva în care m-a alergat 3 reprize. El
mergea așa și eu mergeam după el. El mergea și eu mergea și mă lovea din când în când. Dar eu nu aveam cum să-l ating pentru că m-am bătut cu unul de 90 de kg, eu având 150. Fiind cu viteză mai bună ca a ta, reacție mai bună? Degeaba încercam să suprim, pentru că nu aveam cum. Da. Eu mergeam după el, tu mergeam, dar dacă alergam mă obosam și atunci alergeam să fac pași mici. Ca să poți să fii cât aproape. O să fie meciuri interesante oricum, vor fi meciuri foarte interesante. Uite, că vorbim de meciurile tale, te întreabă Andrei Teodor, dacă ai câștigat vreun meci în cușcă, pe internet găsești numai 0 victorii la palmares. La profesioniști nu m-am câștigat deocamdată niciun meci. Am avut meciul ăsta în care am fost, doar la amatori și alea de amatori nu o să se pună. Pe kickbox niciodată. Am la profesioniști. Bun, pe kickbox am la profesioniști 5 victorii și o înfrângere la pro. La grappling la fel, grappling pro am 11 victorii și 12 înfrângeri. Și lupte greco-romane la fel, am o grămadă de victorii. Plus că am fost nominalizat la lotul României. Am fost, am, la MMA deocamdată sunt la început cu MMA-ul pentru că eu vin din kickbox. Da. Am avut două meciuri și m-am lovit de coate în amândouă meciuri. Unde eu nu știam că te oprește dacă îți curge atâta sânge. Și nu știam că am atâta sânge în eu. N-ai conștientizat. Am avut un meci în Cehia, unde la fel am primit un cot în arcadă, mi s-a deschis arcada. Eu știam clar că dacă nu mi se va opri, mă va opri. Uh-huh. Și atunci am încercat cât de mult să continui meci așa, mi-a curs foarte mult sânge, m-a oprit, a venit doctorul și a zis stop. Al doilea meci s-a întâmplat în Serbia, m-a spart foarte tare tipul celul ăsta, pentru că se știe clar, dacă va sta cu mine la bătaie și nu va încerca să facă ceva, să mă pună jos sau să facă un procedeu în care să fie mai sus ca mine. Nu. Și fiecare meci al meu la pro, de aia nu le găsiți, pentru că sunt afară. Am în Ungaria câștigate la semi-pro, pe MMA am în Serbia câștigate, în România încă nu am. O să am și în România, trebuia să mă bat în Armada, adică în Heroes, în gala lui domnul Pascu. Acum, doar că m-a prins acea gripă cu COVID. Nu știu cum îi zice exact, de am stat 2 săptămâni la pat, n-am putut să mă ridic din pat cu multe complicații. Dar vă promit că o să am anul ăsta cel puțin 2 meci în România unde o să mă vedeți cum trebuie. Deci urmează câteva meciuri și în cușcă la profesioniști, da? Da, am acum pe data de 11-12 am kickbox, MMA și grappling semi-pro centuri la toate 3 categorii. O să am. După aia o să plec un pic pe afară din nou pentru că acolo se câștigă bani. Da. Nu știm cu tot. Și o să vin apoi și o să sper să primești din nou invitație în gala lui domnul Pascu și o să vă arăt acolo ce pot mai bine. Dacă nu, mă veți invita voi la RXF. Poate îmi găsesc un doritor. Vedem. Uite, Emilian are o întrebare pentru Sorin. Cum au fost palmele lui Versus? Foarte puternici au fost palmele lui Versus. El m-a afectat încă din primul meci acolo care l-am avut cu el. Deja după meciul cu el aveam fața foarte inflamată. Am avut puțin noroc, am avut un pic de pauză, meciul al doilea ușor și în timp până în finală mi-am tot pus gheață și s-a mai, chiar un pic s-a mai desumplat până am intrat în finală. Și a fost un adversar foarte puternic Versus. Foarte, foarte puternic. Multă lume zice că Versus a lovit mai bine ca Alex. Eu am zis că am simțit loviturile lui Alex mai tare, poate și din cauza că am fost deja avariat de Versus înainte. Uh-huh. Bine, și Versus a dat destul de bine, adică se vede și pe filmare și asta, na, nu pot să zic. Ce a fost al lui, a fost al lui, dar na, cum ți-am zis, tu ai avut un traseu un pic mai greu față de mine. Uite, avem o întrebare pentru tine, Alex. De ce ești așa gras, așa scrie în ăsta, așa s-a exprimat el, dacă faci atâta sport? Ceas.
Nu știu să zic, sigur. Mânc mult. Bani. Am o cură de slăbire din nou. Am avut 136 de kg când am ăsta. Din nou m-am îngrășat între sărbători. Acum iar sunt la slăbire. Nu prea țin curele de slăbire ce le am. Într-adevăr, sunt foarte, cum să zic, foarte așa naiv, hai că mai iau o gură, hai că mai iau o gură, hai că las că n-are nimic dacă mănânc un pic de ciocolată și atunci îți dai seama că nu pot. Dar sunt foarte multă masă musculară, am analizele la zi, n-am pic de colesterol în sânge. Sunt foarte multă masă musculară, eu fac și bodybuilding, atunci îți dai seama că na, ridic foarte mult și greutățile de la sală și asta și atunci nu... Cât de cât nu, eu nu mă consider. Adică în afară de burta care mă incomodează, ca și la masa de slep, unde nu mă ajungea solid din cauza bagajului din față, nu prea. Uite, întrebare pentru Sorin, dacă ai avut vreodată vreun meci de box? Nu am avut niciodată un meci de box, n-am mai participat, în afară de lupte libere, n-am făcut sporturi de contact și puțin judo. Ai fost practicant de lupte libere și judo? Da, judo am făcut puțin, 2-3 luni în liceu, nu a fost nimic ca wow. Lupte libere am făcut de pe la 7 ani până pe la 13 ani, 14 ani am făcut lupte libere, am fost la concursuri. Uite, ți-aș propune un meci cu fostul meu adversar, Marius Crăciun, că și el a făcut tot judo. Dacă e de acord. Cu mine a fost. Bine, am avut o regulă să nu ne ducem la sol și pentru că automat aș fi fost total dezavantajat și meciul n-ar fi mai avut niciun farmec. Că, na, eu fost practicant de fotbal să mă bag în cușcă și să mă lupt cu un fost judocan la lot olimpic, e cam mare diferența. Dar da. Cred că am oferit un meci frumos atunci la acea vreme cu Marius pe reguli de kickboxing. Nu l-am văzut, îmi pare rău, dar mă gândesc că ați nu, făcut. Dar uite, mi-a venit inevitabil în cap că când ai zis de judo că și el a fost practicant de judo și uite, în viziunea mea ar fi un meci frumos pentru ca și un prim meci pentru tine cu fost tot așa un fost practicant de judo. Deși cred că e o diferență destul de mare la kilograme pentru că tai undeva la 90 dacă nu mă șel. Am 100, 98-100 am. Aha, bun, el are undeva la 75. Cam 75-80. Da, uite, tu nu mi-ai răspuns la întrebare. Cu cine vrea să intri pentru prima dată în cușca RXF? Eu, dar chiar nu, cu cine să vă spun să intru? Nu, chiar nu am nicio preferință, genul. E o vedetă să fie... Uite, vedetă, dar nu ce vedetă să provoc. Uite, m-am gândit... Zice, nu am pe nimeni cap, nu mă gândesc la nimeni să vreau să mă bat neapărat cu X. Fii atent, uite, mi-a venit acum, am așa o fracțiune de sclipire, e o nebunie totală dacă ai acceptat treaba asta, din punctul meu de vedere, dar uite, dacă l-ai bătut pe Alex în cușcă la palme, să-i oferi un meci și în cușcă pe bătaie. Păi Alex, da, am spus, dar n-am spus treaba asta, pentru suma corectă m-aș băga cu Alex în cușcă, chiar dacă șansele sunt împotriva mea. Ce rost ar avea și dacă nu, hai să zicem că nu facem un meci de... MMA, că n-așa rost, dai seama că îl pun la sol și mă urc pe el. Să termină meciul. Hai să zicem că faci un meci de PKB, box cu mănuși de MMA. Box cu mănuși de MMA, nu știu ce să zic, nu cred că ar accepta Sebi. Nu cred că ar accepta Sebi, dar kickbox cu mănuși de MMA, așa cum a fost meciul meu, deși nu mi-ar conveni, că vreau să-ți rămână meciul meu singur din istoria RXF cu duse pe... Bine, și da, e vorba de greutate. Dar meci dus pe picioare cu mănuși de MMA, cred că ar fi destul de frumos. Plus de asta la RXF Slap, hai să fim sinceri, nu prea există niciun mod de a te antrena. Pe când Sorin la... Kickbox te poți antrena și să-l vândi, poți să crești, să înveți. Da, la el oricum are acolo, nu are la Alba, dar are lângă Alba, e o sală foarte bună a unui prieten de-a meu unde ar putea să se antreneze foarte bine. Da? Eu în prealabil sunt și arbitru și mă cam plimb în tot... Fără să vrei. Tot înseamnă stălile din România. Uite, atunci am cu
recunosc. Avem o întrebare pentru tine, Alex. De ce a șters TikTok-ul unde spunea că el l-a lăsat pe Sorin să câștige și a fost milă de el? Eu n-am șters TikTok-ul. TikTok-ul e încă acolo. Nu l-am lăsat. Bine, în fine, nu. E o discuție care, oricum, fiecare înțelege ce vrea de acolo. Mai te răspunde băiatul, că el crede că el, viziunea lui spune, el crede că tu ai șters acel TikTok, acel video. Nu, e tot acolo. Are 500.000 de vizualizări. Doar atât. Doar atât deocamdată. Din păcate, la mine n-a prins atât de mult ca la alții. La alții s-au făcut milioane. Deci mie nu mi-a venit să cred, avem 80 de milioane de vizualizări la ăla cu palma când el zice că l-am lovit peste tâmplă. Deci s-a uitat tot globul la noi. Am prieteni care mi-au trimis din China un mesaj și mi-a scris: bă, zice, ești în China pe toate ziarele și tu și băiatul ăla. Da, uite, mi-am adus aminte, Sorin, dacă ai ajuns să fii felicitat de Conor McGregor, să mă ierte Dumnezeu. E da, ceva. Ce că aia numai să traduceți cum trebuie, că n-a fost chiar o felicitare, dar în fine. A, mie mi s-a părut destul o felicitare. Eu așa o iau, ca un... Postul ca un... luat la... mișto, cum să zice lumea. Depinde de fiecare cum o interpretează. Nu e așa, dar din gândul scris felicitări noului campion de palme, gen. Mondial. Dar nu contează, în mare parte și eu sunt mândru că oricare dintre noi a apărut acolo. Deci vezi, cel care câștigă consideră că acel mesaj din partea lui Conor McGregor a fost ca o felicitare, ca un îndemn de respect pentru ceea ce a făcut și care a rezistat la palmele primite, pe când tu, Alex, spui că a fost luat la mișto. Păi, dar traduc. Dacă vrei, eu îți trimit mesaj să-l mai traduci odată, dacă crezi că nu e așa cum zic eu. Scrie campion mondial și pune 400.000 de exclamare. Da, ok. Chiar. Probabil că n-a știut despre ce a fost vorba, că nu a fost o competiție mondială, a fost o competiție națională. Dar i-a comentat puțin Conor McGregor. Da, nu știu. Eu, și eu sunt mândru de chestia asta. Ți-am zis, și eu sunt... Și eu sunt la fel de mândru pentru chestia asta, chiar dacă n-am fost eu sau oricine ar fi fost, mă apar și eu în postare și mă bucur enorm, pentru că, na, îți dai seama, eu am fost la ei, am fost când am stat în Anglia, am trecut pe la sala lui, pe acolo și, uh-huh. Nu am reușit să mă văd cu el, dar m-am văzut cu alții și, na, oricum. Uite că ne apropiem de final și am o ultimă întrebare pentru Sorin. Cum îți sună un viitor, un posibil meci cu Zanidache? Cu Zanidache? Chiar cu Zanidache, chiar m-ar lupta din respect pentru el, că îmi place de el, că e un băiat. Dar vezi că am pus pe el, nici eu nu l-am recunoscut, adică nici pentru mine nu mai e Zanidache ăla din Survivor, pe care îl cunoșteam eu. Mai ăla ce fuge. Nu mai e bățișorul la care alerga pe traseu. Am un respect pentru el, mai ales din meciul cu ce l-a avut cu Ghebasa, băiatul, și acolo a fost, și el a fost dezavantajat față de Ghebasa, n-a dat înapoi, a fost luptat acolo, s-a ținut tare. Zani e un băiat foarte, din punctul meu de vedere, foarte luptător, foarte hotărât. Și da, m-a luptat cu el așa, sub formă de respect, nu că aș avea ceva cu el. Da, nu cred că se pune problema de conflict, ceva personal, dar pentru show-ul RXF, pentru gala RXF, ai acceptat un posibil meci cu Zanidache. Da, aș accepta cu mare drag. Dragii mei, punem punct acestei emisiuni. Alex și Sorin, vreau să vă mulțumesc tare, tare mult pentru invitația din această seară. Mă bucur că ați fost deschis, mă bucur că ați spus așa și ați lămurit mici probleme care au apărut în mediul online. Pe voi, cei de acasă, vă aștept mâine seară de la ora 20 pe YouTube-ul RXF pentru a vedea gala Next Fighter 2. Sunt Ștefan Ciuculescu și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Seară bună! Las Vegas și lasă-te surprins de câștiguri infinite. Te
descoperă puterea SUV-urilor de lux. Inovația ultimului model de smartphone, extazul la peste 200.000 de rotiri gratuite și euforia premiilor cash. Când joci pe Las Vegas, câștigi premii extraordinare. LasVegas.ro